ajută Hristos a înviat. O să preiau câteva firicele de emoție din ce a spus Irina. Sper să nu mă... să nu mă pierd în lacrimi. În primul rând vreau să mulțumesc pentru cei 10 ani de dragoste, de atenție, de încredere, de respect. Cei 10 ani, nu numai că mi-au schimbat viața, dar ca medic stăteam așa și mă gândeam, oricâte specialități aș fi făcut, n-aș fi învățat să mă apropii de sufletele acestor tineri, așa cum m-a învățat Fundația Părinte Arsenie Boca. Știu că pentru oamenii obișnuiți, din zilele noastre, nu există minuni. Există doar zile care vin și trec, cu problemele zilnice care ne doboară pe noi oamenii. Inclusiv faptul că am ajuns astăzi de aici, împreună cu prietena mea, Claudia. Eu pot să zic, de fapt, zice și Claudia, a fost o minune la ce circulație este în București astăzi și cum s-a întâmplat să ajungem. Minunea a fost că Fundația Părinte Arsenie Boca a apărut în viața mea, într-un moment foarte greu, ca orice om, în egoismul meu, doream, sau gândul meu de început era să preiau niște informații și să merg mai departe singură cu o campanie de informare în școli, o campanie pentru viață. În schimb, prin domnul Cristian Filip, fetele care au fost la fundație, împreună cu Gabriel Alexandru, în 10 ani am primit toată încrederea și tot suportul lor pentru a conduce pur și simplu această campanie și n-a fost nevoie decât de uneori de un telefon ca să pot să intru în orice liceu din această țară în numele fundației. Spunea Irina mai înainte că are speranța că această fundație nu va muri niciodată. Eu sunt convinsă că nu va muri, pentru că pe fiecare dintre noi care am pășit pragul sediului fundației, oriunde a fost acesta de-a lungul anilor, Părintele Arsenie Boca și-a pus iscălitura. Și, cum spunea o doamnă dragă mie, care este aici în sală, și care l-a cunoscut pe Părinte Arsenie Boca și de la care am învățat foarte multe, că orice întâlnire, oricât de scurtă, cu Părinte Arsenie Boca te schimbă ca om și întâlnirea cu Fundația pe mine m-a schimbat foarte mult ca om. Final, ca să nu acaparez deși o retrăzie și obișnuiesc să vorbesc foarte mult, vreau să vă spun că în cei 10 ani, orice de-aș fi spus copiilor, unde mergeam, ca și medic, nu cred că ar fi contat atât de mult, mai mult decât că vin în numele Fundației Părintele Arsenie Boca. Erau hipnotizați când auzeau doar numele. Am făcut lucruri minunate de-a lungul acestor ani, tapere. Chiar anul trecut am o tapere minunată, apropo de anul în care a fost eroi, unde copiii noștri au învățat, sau au reînvățat unii dintre ei, să-și iubească părinții, să-și iubească bunicii, să-și cunoască obârșia, pentru că nu cred că e o rușine să spui că ești român și că ai venit de la sat și bunicii mei au fost țărani și știu cât au muncit și cât s-au ostenit ca să mă crească pe mine. Dacă rămâne ceva după cei 10 ani, și rămân multe, acești tineri care cândva au fost copii, au crescut sub ochii noștri și cred că vor duce mesajul mai departe. Iar apropo de un mesaj, am să vă transmit și eu celor mari, celor care ați fost în ultimul pelerinaj. Bădia Tacherodas, de când l-ați vizitat, era plin de viață și recita mereu aceeași poezie pe care am să vă luați și eu ca mesaj așa la final. România e țara mea, drag mi-e să trăiesc în ea, pentru țară, pentru neam, mă jertfesc, dau tot ce am, dau și sânge, dau și avere. Dau și viața cu plăcere,
căci nimic nu-i mai frumos, mai plăcut, mai de folos, decât neamul să-ți iubești, pentru el să te jertfești. Este o poezie populară din Jinca Nouă, culeasă în anul 1910, pe care dânsul o rostește aproape în fiecare zi și a rostit-o și când ați fost dumneavoastră acolo, dar nu a scris-o total. Eu cred că Fundația Părintele Arsenie Boca s-a jertfit foarte mult. Atunci când faci lucruri, oamenii comentează, puțin aplaudă, puțin te încurajează, însă Fundația, indiferent de ce a fost, a mers mai departe și eu una voi merge mai departe alături de Fundație. Mulțumesc din suflet pentru vizionare.